Crimă înfiorătoare în Slobozia, un tânăr și-a atacat cu un cuțit cel mai bun prieten și l-a lăsat să agonizeze până la moarte pe o bancă din oraș. Prins de polițiști, individul a recunoscut fapta, apropiații spun că ar fi comis-o sub influența drogurilor. De fapt, scandalul dintre cei doi a pornit de la o datorie. Te avertizez, urmează informații care te pot afecta emoțional. Scenele cumplite s-au petrecut într-o zonă centrală din Slobozia. Acolo Adrian s-a întâlnit cu cel care avea să-i devină călău. Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani și erau prieteni buni. Lucraseră împreună ca șoferi în Italia. Surse din anchetă spun că cei doi amici ar fi început să se certe de la o datorie pe care agresorul o avea la victimă. Cei doi ar fi consumat alcool într-un parc din zona Piața Mare a orașului. Conflictul a avut loc pe o stradă apropiată, acolo unde bărbatul a și fost înjunghiat. A reușit să mai meargă 200 de metri până la această bancă, unde a fost găsit ulterior de către o trecătoare. După ce și-a rănit grav prietenul, tânărul de 28 de ani s-a făcut nevăzut. Agonizând pe bancă, Adrian n-a reușit să supraviețuiască. Moartea victimei a fost violentă, datorându-se hemoragiei interne și externe. Oamenii din zonă care îl cunoșteau pe agresor spun că tânărul ar fi fost drogat atunci când a comis fapta. De la ce s-ar fi luat? De la ce ar fi pornit scandalul între ei doi? Alcool și droguri. Amândoi erau prieteni. Au fost plătiți de alcoolizare? Nu îi cunosc, nu știu, sunt niște copii. Da. Ce ați auzit? De la ce ar fi pornit? Chiar nu știu. Nu? Droguri, ceartă. Chiar am înțeles că s-au înjunghiat, s-au tăiat. N-a durat mult și polițiștii au pus mâna pe individ. Audiat de anchetatori, bărbatul a recunoscut fapta pentru care riscă 20 de ani de închisoare.